Anul acum, 8 oameni au fost prinși ieri în vama Nădlac în timp ce încercau să treacă ilegal granița. Este vorba despre o femeie și 7 bărbați care voiau să ajungă în Germania, ascunși în remorca unui tir. Și probabil că ar fi reușit dacă vamii și n-ar fi folosit un aparat special care detectează bătăile inimii. Unul câte unul, oamenii au fost coborâți din remorcă și identificați. Când și-au dat seama că au fost descoperiți, ei au încercat să scape de orice act pe care l-aveau asupra lor. Ia! Iau! Tată! E pașaport, că l-ai închis la poare. Cum vreau? Nu știu, copil. Deci ăsta nu este capul de identificare. Și cartele de telefon s-a aruncat de acolo. La controlul fizic al automarfarului s-a constatat faptul că sigilul este intact, dar cablul care împrejmuia prelata automarfarului era rupt și avea un ac introdus pentru a nu se observa că este rupt, ca să susțină prelata. Oamenii veneau din Irak, Palestina și Turcia și erau pe drum de cel puțin 3 zile. Au fost îmbarcați în Turcia și aveau la ei pături și mâncare. Toți aveau vârste cuprinse între 20 și 23 de ani și sperau să ajungă în Germania la muncă. Austria și Almania? Almania. Almania. Cei 8 sunt cercetați acum pentru tentativă ilegală de trecere a frontierei, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă nu cumva au de-a face cu o rețea de trafic de persoane. Săptămâna trecută, în aceeași vamă, polițiștii au găsit în remorca unui alt tir 36 de persoane care, de asemenea, încercau să treacă ilegal granița.